Suntem la o partidă de pescuit pe râu Mureș la feeder. Am ieșit puțin din rutine și am zis să încerc și un pescuit de ăsta mai apeși mai mici. Și am ales locul ăsta, o să pescuiesc după mreană, după scobar, morunaș, crian, ce intră. Canada, am ales o nadă de la Fish Pro, o nadă mreană scobar cu parmezan. O să-mi pregătesc aici nada, la care o să mai adaug ceva pelez de parmezan și rămâneți în continuare să vă prezint și montura și mai multe chestii interesante. Bun. Nada e cam de granulația asta. Aici e un pic mai deschisă la culoare, dar amestecată cu apă se închide. Trebuie amestecată bine, bine, bine. Să încercăm să nu rămână prea multe logoloașe. Tot timpul vă recomand când pescuiți pe râuri sălbatice, ca să nu mai atrageți obleții și albitura aia mică, încercați din prima să omectați nada cât mai bine. Nu omectați numai odată și deja și începe să pescuiți cu ea. Pentru că nada sunt particule care plutesc, care trebuie să umectate, să se scufunde. Iar astea, când plutesc, ele se ridică la suprafață și tot puietul și ce este pește mic în locul ăla o să coboare pe patul de nadă. Și așa, de la bun început, deja v-ați distrus patul de nadă. No. Vă recomand să umectați cât mai bine, să o lăsați circa 10 minute să se atragă apa, toate particulele din nadă. No. La nada asta o să adaug și ceva peleți. Așa. Asta sunt peleți de parmezan. Îi dăm cum trebuie să fie, pentru că ăștia ne țin peștele pe vad, pe vadul nădit. El degeaba vine și găsește numai particulele astea mici, că nu o să stea peștele mari localizate acolo, dar odată ce o să găsească și particule mai mari, mai mari cum sunt peleții ăștia, o să îi dăm de lucru și o să stea cât mai mult pe nadă. O să mai amestec eu aici nadă, până atunci haideți să vă arăt cum îmi fac montura. Bun, nada este excelentă, dacă o strângem așa vedeți că rămâne amprentele din amâi și se desface foarte simplu. Prima lansare o să, nu o să strâng nada foarte tare în coșuleț, să se elibereze cât mai repede pentru a face un mic vad acolo. Deci v-am zis tot timpul nada, să o umectați cum trebuie, să nu lase, să nu se ridice particulele la suprafață pentru că atrage pești mici. Iar o soluție să nu mai vină atâția pești mici, înainte de fiecare lansare, băgăm coșul odată în apă, se duce nada care era în plus acolo, apoi lansăm. Am lansat undeva la vreo 30 de metri. Și acum așteptăm trăsăturile. No, bun, să vă prezint și montura. Asta e firul principal, e un fir de 22. Prima dată avem nevoie de o agrafă de asta ce se folosește la pescuitul la meci, pentru plutele de meci. O introducem pe firul principal. După aceea, o biluță de asta de cauciuc, care are rol de opritor și totodată de protecția nodurilor. Am introdus-o frumos. Acum facem o răsucire care are rol de anti-tangle, adică să nu se încălcească forfacul de linia principală. Uităm o trăsătură în direct. Ah.
Ia uite acolo. Ui? A fost mic. Așa, să revenim. După aceea prindem așa să nu se desfacă înfășurarea și facem aici un nod simplu dublu. Strângem. Tăiem surplusul ăsta. N-am acum farfică la mine, numai dinții. Așa, biluța se oprește în nod. Cam așa trebuie să arate. No, bun. Ca și forfac, o să încep cu un 0.14, circa un metru jumate. Forfacul mi-l atașez printr-un nod rapid de firul principal. Introduc prin buclă, nu știu dacă se vede aici, sper să se vadă. După aia pun degetul. Fac 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, introduc după ce iarăși prin buclă. Și încă o dată. Umezez puțin că nylonul se arde când îl strângem, mai ales cum sunt nylonii subțiri, după ce avem surprize. Deocamdată o să las montura asta, să vedem ce pește o să-mi intre pe vad. Dar dacă o să intre pești mari, o să fac o montură cu power gum. Pentru că n-ai șanse cu fir de 0.14 să scoți pești de 2-3 kg. Cât că o să folosesc un feeder până în 80 de grame. Bun, aici nodul la cârlig. O să folosesc de la început un cârlig de 8. Pentru că o să pui un buchet de viarme, nu vizez pești mici. Bun, o să fac câteva lansări, să mnădesc puțin vadul. De început o să folosesc 4 viermișori, unul tot timpul o să-l agăț ca pe râmă, așa, și restul 3, așa, de capete. Un buchețel frumos, să sperăm că vine o mreană sau un morunaș ceva mai frumos. Prima captură, la prima lansare. Băgăm la juvelnic și la urmă, după ce vedem ce am prins, eliberăm tot. Că tot stăteam aici și pescuiam la feeder, am văzut aici, uitați, fenomenul deja se întâmplă. Scoicile moarte deja încep să-și facă apariția pe mureș. De aceasta e un semn că ar trebui să începem să pescuim la somn cu scoici. Pentru că acum, în perioada asta, credeți-mă că sunt full de scoici. Cine a avut ocazia să prindă și a avut timp de pescuit la somn, deseori se întâmplă să vomite în timpul drillului scoici, sau chiar când îl scoatem afară să vomite scoicii. Deci, ca un pont așa, deja pe mureș putem folosi scoici, pentru că sigur o să ne aducă rezultate dacă o să insistăm. O prezentare, depuiesc de vreo 15 minute, am prins un morunaș. O să fac o partidă de noapte. Uite așa acum ce nu știu la ea.
un forfac de 2 metri jumate, pentru că peștele mari la fine lansări, până să ne creăm patul de navă, are tendința să stea undeva mai jos de profundezi, nu o să vină la 20-30 de centimetri de consulezi, pentru că e mai sus picior. Uite, acum au sărit o meană pe noastră. Sperăm că o să avem și ce mai mai. Trebuie să o scos în ritmul care are o făcătură de ceva mic. Poate s-o agăța că este în ritmul cu pandemia. Da, cred că așa vei ceva. Iaste. E distracție. Foarte bun. Ia uitați să mă urmăși în urși. O să-l bag în juvenic, la urmă le dau drumul. Având forfacul puțin mai lung, deseori se întâmplă să nu se vadă prea bine trăsăturile peștilor mici. O să încerc și de data asta cu un cap de râmă, cap de râmă neagră. Am văzut că foarte mulți căutați momeale, lipitor, râmă, nu găsiți de unde să luați. Cei de la Pescarul Român, intrați pe www.pescarulromân.ro, au momeală vie, lipitori, râme canadiene, la un super preț. Aveți și reducere 15% la orice comandat de acolo, din partea mea. Vă trimite pe curier oriunde în țară. Râmele, lipitorile vin în perfectă stare, le trimite cu gheață, frumos ambalate. Deci nu e niciun risc, nu avem niciun risc să piară, să ajungă moarte la noi. Nici bine n-am lansat. Da, nu l-am prins. Din trei lansări am avut doi morunași. Deci nada chiar își face efectul pe mreu în ure. Na, bun, e trecut din miezul nopții. Cam asta e captura. Ceva mreanii. Morunaș frumos, ia uite. Știi. Dăm drumul să mai crească. Ia uite la aici.